Miile de păsări dau bătăi de cap în continuare autorităților și cetățenilor care vin în parc pentru o gură de aer curat. Pentru salvarea parcului central, municipalitatea a angajat o echipă de alpiniști pentru a distruge cuiburile ciorilor. De 2 săptămâni aceștia se luptă cu naripatele, dar munca lor este în zadar. Cam fiecare an, pentru că este una din soluții de a reuși să deranjăm habitatul ciorilor, așa încât să nu mai creeze disconfortul și mizeria care în fiecare primăvară știm cu toții ce se întâmplă. Se lucrează de circa 2 săptămâni de zile, lucrurile vor continua până când vor pleca din Târgu Jiu și sperăm să intrăm în liniște. Oamenii care vin în parc să se relaxeze se plâng că trebuie să îndure mizeria și gălăgia asurzitoare a păsărilor. Da, da, sunt foarte deranjant. Vedeți, tot parcul e murdar, putem să mergem prin el. Sunt gălăgioase? Sunt gălăgioase, da. Nu gălăgioase, dar fac mizerie aici. Vreau de niște măsuri cu ele să le mai deducă, să le mai dărâne cuiburile, să instaleze niște aparate în astea, infrasunete. Cam asta ar trebui ca să aibă igiena parcului cât de cât. Că se mulțesc prea mult, dar devin deranjante, fac miserie. Cam asta e. Dar pot să ia măsuri, sunt o serie întreagă. Pot să apeleze la ăștia la ISU să le dea jos cuiburile, să mai reducă din număr. În plus, plimbarea prin parc trebuie făcută cu pași repezi, pentru că altfel oamenii ajung acasă cu hainele pătate. Sunt deranjate că pleci om îmbrăcat și ieși afară văruit. De asta e. La încolo nu că... Mi s-a întâmplat să fie pătate hainele? Da, de multe ori. Și în cap ies afară, nu. Fac mizerie. Da, fac mizerie, dar încolo nu. Păi uitați ce-i pe jos. Acțiunea alpiniștilor se desfășoară timp de o lună și jumătate. De fiecare dată însă, bătălia a fost câștigată de ciori, care se întorc în parcul central.